Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz, pentru momentul la care veți asculta această carte, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Megre și cazul Naur de George Simenon. Întâi de toate, ca de obicei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prietenia de care dați dovadă în fiecare zi, pentru minunatele mesaje pe care mi le lăsați, Vreau să vă invit să vă abonați la canal în continuare în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când voi posta o nouă audiție, eventual un like, un share dacă vă face plăcere ceea ce auziți și doriți sau considerați că ar trebui să asculte și mai multă lume. Vă mulțumesc tare mult, acestea fiind spuse, să începem! Se zbătea silit să se apere deoarece fusese apucat pe la spate de umăr. Chiar încercă să dea cu pumnul cu senzația umilitoare că brațul nu-l asculta și rămânea moale parcă anchilozat. Cine e?" strigă el dându-și vag seama că întrebarea lui nu era deloc potrivită. Oare chiar scosese vreun sunet?" Jul, telefonul!" Auzise un zgomot care în somn părea amenințător, dar nu se gândise nicio clipă că era soneria telefonului că se afla în pat, că avea un vis urât, de care deja nu-și mai amintea, și că soția lui îl scutură să se trezească. Întins automat mâna să apuce receptorul, deschizând totodată ochii și sculându-se în capul oaselor. Doamna Megre se ridicase și ea în patul cald, iar veioza din partea ei răspândea o lumină blândă și intimă. Alo! Vru să repete ca în vis, cine e? Megre? Aici, pardon!" Comisarul reuși să vadă ora la ceasul deșteptător de pe noptiera soției sale. Era unu și jumătate. Se despărțiseră de pardon puțin după ora 11, după cina lunară la care de data asta s-a o spată de oaie umplută. Da, ascult. Îmi cer scuze că te-am trezit din somn. Aici s-a produs un eveniment pe care îl consider destul de grav și care e de resortul dumitale. Soții Megre și Pardon erau prieteni de mai bine de zece ani, cinând unii la ceilalți odată pe lună și totuși celor doi bărbați nu le trecuse niciodată prin minte să se tutuiască. Te ascult, Pardon, spune mai departe. Vocea de la celălalt capăt al firului era îngrijorată și stânjenită. Cred că ar fi mai indicat să vii la mine, vei înțelege mai bine situația. Sper că nu s-a întâmplat vreun accident. O mică ezitare. Nu, nu, chiar, da, sunt îngrijorat. Soția dumitale e bine? Da, ne face cafea. Doamna Megre încerca după replicile soțului ei să ghicească ce se întâmpla și îl privea întrebătoare. Vin imediat. Închise. Acum se trezise de-a binelea, dar avea o expresie preocupată. Era prima dată când doctorul, pardon, îl chema în felul ăsta, iar comisarul îl cunoștea destul de bine ca să înțeleagă că motivul era probabil serios. Ce se întâmplă? Nu știu. Pardon, are nevoie de mine. De ce n-a venit aici? Se pare că există un motiv pentru care trebuie să mă duc eu acolo. Mai devreme era foarte vesel, la fel și soția lui. Am vorbit despre fica și ginerele ei, despre croaziera pe care vor să o facă vara viitoare în baleare. Oare me grea asculta? Se îmbrăca tulburat, întrebându-se ce anume îl făcuse pe medic să-i telefoneze. Mă duc să-ți aduc cafea. Nu e nevoie ne face doamna pardon. Chem un taxi. Pe vremea asta, ori n-ai să găsești, ori va trebui o jumătate de oră ca să ajungă până aici. Era 14 ianuarie, vineri 14 ianuarie, iar temperatura la Paris fusese toată ziua de minus 12 grade Celsius. Zăpada, care căzuse din abundență în zilele dinainte, se întărise atât de mult încât era imposibil să o mai îndepărtezi și, deși pe trotuare fusese presărată sare, încă rămăsese porțiuni de gheață pe care trecătorii alunecau. Puneți fularul gros, un fular din lână gros tricota de ea, pe care aproape că nu avusese ocazia să-l poarte. Nu-ți uita caloșii, îmi dai voie să vin cu tine. De ce? Nu-i plăcea să-l vadă plecând singur în noaptea aceea, pe când se întorceau acasă de la familia Pardon, deși mergeau amândoi cu mare grijă să nu alunece, privind pe unde călcau, Megre căzuse greoi în colțul străzii șemin verd și rămăsese un moment jos, buimac și rușinat. Te-ai lovit? Nu, am fost doar surprins. Nu voise ca ea să-l ajute să se ridice și apoi să-l țină de braț. N-are rost să cădem amândoi. Îl conduse până la ușă, îl sărută și murmură. Ai grijă! Apoi lăsă ușa întredeschisă până când soțul ei ajunse la parter. Megre evită strada Semin Vert, unde căzuse mai devreme, și preferă să facă un mic ocol, străbătând bulevardul Richard Lenoir până la bulevardul Voltaire, unde locuiau soții Pardon. Mergea încet, auzind doar pașii lui, nici urmă de taxiuri sau mașini. Parisul părea pustiu și nu și amintea să-l fi cunoscut așa, încremenit în frig, decât de vreo două-trei ori în viața lui. Totuși, pe bulevardul Voltaire motorul unui camion duduia domol spre piața Republicii și câteva siluete întunecate se agitau. Lucrători care aruncau pe drum sare cu lopata. La familia Pardon erau luminate două ferestre, singurele ferestre luminate din șirul acela de case. Megrezării o siluetă în spatele unei perdele și când ajunse în fața uși, aceasta se deschise înainte ca el să sune. Încă o dată îmi cer scuze, Megre, Doctorul Pardon purta aceeași haină blămarin ca la cină. Am intrat într-o situație atât de delicată, încă nu știu cum să mai ies. În ascensor, comisarul văzu că era tras la față. Nu te-ai culcat? Medicul îi explică jenat. După ce ați plecat, nu mi era somn și am profitat ca să termin de complet fișele. Cu alte cuvinte, deși avea treabă, nu voise să amâne cina lor tradițională și întâmplarea făcuse ca soții megre să zăbovească mai mult ca de obicei. Vorbiseră îndeoseb despre vacanță, iar pardon remarcase că pacienții lui reveneau din ce în ce mai obosiți, mai ales din călătoriile în grup. Traversară sala de așteptare, unde era aprinsă doar o lampă mică și în loc să pătrundă în salon, intră în biroul medicului. Doamna Pardon sosi imediat cu o tavă, două cești, o cafetieră și zahăr. Îmi cer scuze pentru ținută, dar n-am mai zăbovit să mă îmbrac. De altfel vă las singur imediat, pentru că soțul meu vrea să stați de vorbă. Purta un halat de casă albastru deschis peste cămașa de noapte și avea picioarele goale în papuci. Nu voia să te deranjeze. Am insistat și dacă am greșit, îmi cer scuze. Le umplu ceștile și se îndreptă spre ușă. N-am să adorm înainte să terminați voi de vorbit, așa că să mă chemați dacă aveți nevoie de ceva. Nu ți-e foame megre. Am mâncat prea bine la cină ca să-mi fie deja foame. Nici ție. Nu mulțumesc o ușă deschisă de deasupra mica încăpere unde medicul își examina pacienții. În mijloc se afla o masă înaltă acoperită cu un cearșaf plin de sânge, iar megrere marcă pete mari de sânge și pe linoleum. Stai jos, beați întâi cafeaua. Medicul arătă spre un team de hârtii și fișe de pe birou. Vezi? Oamenii nu-și dau seama că, în afara consultațiilor și vizitelor, mai trebuie să facem și o muncă de birocrați. Fiind deseori deranjați de urgență, o amânăm tot timpul și... Într-o bună zi suntem copleșiți. Aveam de gând să mă ocup două-trei ore de treaba asta. Ori, pardon, își începea vizitele la 8 dimineața, ca apoi să primească bolnav la cabinet de la ora 10. Picpus nu era un cartier de oameni bogați, ci de condiție modestă, și nu de puține ori puteai vedea și câte 15 persoane în sala de așteptare. Foarte puține erau cinele lunare care se terminau fără ca doctorul pardon, să nu primească un telefon și să nu lipsească o oră și chiar mai mult. Completam fișele, soția mea dormea. N-am auzit niciun scomod până când a răsunat brusoneria și m-a făcut să tresar. Când m-am dus să deschid, am găsit pe palier un cuplu care mi-a făcut o impresie ciudată. De ce? Mai întâi pentru că nu-l cunoșteam pe niciunul dintre cei doi și, în general, numai pacienții mă deranjează în miez de noapte și doar cei care n-au telefon. Înțeleg. Apoi, mi s-a părut că nu erau din cartier, Femeia purta un mantou de lutru și o pălărie din aceeași blană. Întâmplarea face că în urmă cu două zile, soția mea, care citea o revistă de modă, mi-a spus deodată Când o să-mi cumperi un mantou, să nu alegi vizon, ci lutru. Vizon poartă acum toată lumea lutru, însă... N-am ascultat restul, mi-am amintit de asta când ținea ușa deschisă și mă uitam mirat la ei. Bărbatul purta și el niște haine, cum nu vezi de obicei pe bulevardul Voltaire. El m-a întrebat cu un ușor accent. Doctorul Pardon? Da, eu sunt. Această doamnă a fost rănită și aș dori să o examinați. De unde aveți adresa mea? Ne-a dat -o, o doamnă în vârstă care trecea pe bulevardul Voltaire. Presupun că era pacienta dumneavoastră. Am intrat în cabinet. Femeia foarte palidă părea gata să-și piardă cunoștința și se uita la mine cu ochi mari lipsiți de expresie, ținându-și ambele mâini pe piept. Cred că trebuie să vă grăbiți, domnule doctor, i-a spus bărbatul scoțându-și mănușile. Despre ce fel de rană e vorba? S-a întors spre femeie, o blondă până în treizeci de ani și i-a spus Ar fi mai bine să scoți mantoul. Ea n-a zis nimic și a scos haina de blană și am văzut atunci că rochea ei galben pai era în spate, plină de sânge până la brâu. uit o pată de sânge pe covor lângă birou, acolo unde stăteam picioare clătinându-se. Am condus-o în cabinetul de consultații și am cerut să-și scoată rochea oferindu-mă să o ajut. A scuturat din cap și s-a dezbrăcat singură. Bărbatul n-a venit cu noi, da. Ușa rămăsese deschisă între cele două încăperi și continua să-mi vorbească, sau mai bine zis să-mi răspundă. Nu luasem halatul pe mine și mă spălam pe mâini. Femeia întinsă pe burtă stătea nemișcată, fără cel mai mic geamăt. Cât era ceasul? Întrebă Megre, care și-a prinsese prima picpă de când primise telefonul lui, pardon. M-am uitat la pendulă când au sunat la ușă, era 1 și zece. Totul s-a petrecut foarte repede în mai puțin timp decât îmi trebuie ca să-ți povestesc. De altfel spălam deja plaga și opream sângele când mi-am dat seama cu ce aveam de-a face. La prima vedere rana nu era prea gravă. Femeia avea în spate, în partea din dreapta, o plagă lungă de aproximativ 8 cm care continua să sângereze. În timp ce lucrăm, l-am întrebat pe bărbat care rămăsese în cabinet, ascuns vederii mele. Ce s-a întâmplat? Mergeam pe trotuar pe bulevardul Voltaire, la vreo sută de metri de aici, iar această persoană mergea în fața mea. Să nu-mi spuneți că a alunecat!" Nu, eram destul de surprins, o văd singură pe stradă la acea oră și am încetinit pasul ca să nu aibă impresia că vreau să o acostez." Atunci am auzit motorul unei mașini." Pardon se întrerupse ca să-și bea cafeaua și să-și umple iar ceașca. Mai vrei?" Cu plăcere." Megre era încă somnoros, pleoapele îl furnicau și avea senzația că îl luară ceala. Zece dintre inspectorii lui erau lapat cu gripă, ceea ce-i complicase munca în ultimele zile. Îți reproduc această discuție cât mai exact posibil, dar nu garantez toate cuvintele. Am descoperit că între coasta a treia și a patra, rana devenea mai adâncă și pe când o dezinfectam ceva a căzut pe podea, fără să-i dau imediat atenție. Glonțul? O clipă! Bărbatul de alături continuă. Când mașina a ajuns în dreptul acestei doamne, a redus și mai mult viteza, deși oricum nu mergea foarte repede. Am văzut un braț ieșind pe geamul portierei. Megrel întrerupse. Portiera din față sau din spate? Nu mi-a spus și nu mi-a trecut prin minte să-l întreb. Nu uita că eram ocupat cu o adevărată intervenție chirurgicală. Mi se mai întâmpla din când în când în caz de urgență, da. nu-i specialitatea mea și toată povestea mi se părea ciudată. Cel mai mult mă surprindea faptul că femeia nu scotea nicio vorbă. Bărbatul a continuat. Am auzit o detunătură și am văzut-o pe această persoană clătinându-se, încercând să se agațe de o fațadă, apoi îndoind genunchii și lăsându-se încet în zăpadă. Mașina se îndepărtase deja și făcuse la dreapta pe o stradă pe care nu o cunoșteam. M-am repezit la ea și am observat că nu era moartă. Ținându-se de mine, s-a ridicat singură în picioare. Am întrebat-o dacă era rănită și mi-a făcut semn că da. Nu v-a spus nimic? Nu, nu știam ce să fac. M-am uitat în jur după ajutor. Pe drum trecea o bătrână și am întrebat-o dacă știe unde pot găsi un medic. Mi-a arătat casa asta și mi-a spus numele dumneavoastră. Pardon, tăcu, uitându-se la megre, cu privirea unui copil vinovat. Atunci comisarul îl întrebă: Bărbatului nu i-a trecut prin să o aducă la un spital? L-am întrebat și eu, spunându-i că ne aflăm la doi pași de spitalul Saint Antoine. S-a mulțumit să murmure: Nu știam. Nu știa nici că la 100 de metri se află comisariatul principal de poliție al cartierului? Presupun că nu. Eram stânjenit. Știu că nu aveam voie să acord îngrijiri pentru o rană provocată de o armă de foc, fără să anunți media poliția. Pe de altă parte, mi începusem intervenția. Am precizat. Nu fac decât să-i acord primele îngrijiri și, imediat ce voi termina, voi chema o ambulanță." Am aplicat un pansament provizoriu." Decât să vă îmbrăcați în hainele murdare de sânge, mai bine vă împrumut un halat de baie." Ea scutura din cap și, după câteva clipe, și-a îmbrăcat singură combinezonul și rochea, după care s-a întors la bărbatul care o adusese. Le-am spus amândurora, stați jos că mă întorc imediat." Voiam să-mi de cauciuc, bluza murdare de sânge și să pun capacul flacoanelor de care mă folosisem. Continuam să vorbesc. Trebuie să-mi dați amândoi numele și adresa. Dacă preferați o clinică privată în loc de spital, spuneți-mi, ca să fac formalitățile necesare. Megre se deja. Cât timp ai stat așa fără să-i vezi? Creu de precizat. Mi-amintesc că am luat de jos glonțul căzut în cursul intervenției mele și am aruncat la coș vata și tifonul murdare. Două, trei minute? În timp ce vorbeam, m-am apropiat de ușă și am constatat că biroul meu era pustiu. M-am repezit mai întâi în anticamera, apoi pe palier. N-am auzit nici ascensorul, nici pași pe scară, așa că am revenit în acest birou și m-am uitat pe fereastră. Dar nu puteam vedea trotuarul de lângă imobil. Atunci am auzit clar o mașină care demara. Aș jura după zgomot că era o mașină puternică și de viteză. Până să deschid fereastra, bulevardul Voltaire era deja pustiu. Doar spre piața Republicii am zărit un camion cu sare și destul de departe în cealaltă direcție, un trecător singuratic. În afara celor mai apropiați colaboratori, precum Lucas, Janvier, Torans și mai recent tânărul Lapoant, pentru care Megren nu treau o adevărată afecțiune, comisarul avea un singur prieten, pe doctorul Pardon. Între ei era doar una în diferență. Aveau aproape aceeași vârstă și amândoi se ocupau zilnic de bolile oamenilor și ale societății, astfel încât felul unuia de a vedea lucrurile nu se deosebea prea mult de al celuilalt. Puteau, după cinele lunare, din bulevardul Richard Lenoir și din bulevardul Voltaire, să stea la discuții ore în șir, fără să-și dea seama cum trece timpul, iar experiențele pe care le evocau erau aproape identice. Oare respectul pe care fiecare îl simțea pentru celălalt îi împiedica să se tutuiască? În noaptea aceea, liniștea din biroul medicului nu erau relaxați ca în urmă cu câteva ore, Poate pentru că destinul îi punea pentru prima dată față în față pe teren profesional. Doctorul, intimidat, vorbea mai repede decât de obicei și se simțea că era nerăbdător să-și dovedească buna credință, ca și cum ar fi fost interogat de colegiul medicilor. La rândul lui, Megre se abținea să pună prea multe întrebări, alegându-le doar pe cele pe care le considera indispensabile, numai după oarecare ezitare. Spunem pardon!" Ai zis la început că bărbatul și femeia nu păreau a fi din cartier. Doctorul încercă să se explice. Clientela mea provine deoseb din rândul prăvăliașilor, meșteșugarilor și oamenilor modești. Nu sunt un medic monden, nici un specialist, ci cel care urcă zilnic de 20 de ori, 5-6 etaje fără ascensor cu trusa în mână. Pe acest bulevard există și case de oameni bogați, luxoase, dar n-am întâlnit niciodată pe străzi oameni asemenea clienților mei din seara asta. Chiar dacă femeia nu a rostit niciun cuvânt, am impresia că e străină. Mi s-a părut a fi tipul nordic foarte pronunțat, tenul lăptos, iar părul de un blond pe care îl vezi rare ori la Paris când nu e artificial, ceea ce nu e cazul. După sâni pot să presupun că a născut unul, doi copii și că a lăptat. Niciun semn deosebit? Nu, ba da. O cicatrice de aproximativ 2 centimetri pornind de la ochiul drept spre ureche. Am remarcat-o pentru că forma un fel de rid în colțul ochiului, care pe o față foarte tânără are farmecul lui. Crezi că intenționat n-a vorbit? Aș putea să jur, așa cum aș fi jurat văzându-i pe palier, apoi în biroul meu că se cunoșteau, ba chiar că se cunoșteau intim. Poate că o să spun o prostie. Cred că există un fel de aură în jurul cuplurilor de îndrăgostiți adevărați și chiar și atunci când nu se privesc, când nu se ating, Legăturile dintre ei se simt. Vorbeștem despre el. L-am văzut mai puțin și nu și-a scos pardesiul, care era dintr-o stofă suplă și moale. Purta pălărie. Nu era cu capul descoperit. Avea părul castaniu, o față cu trăsături fine, pielea bronzată și niște ochi mai închiși la culoare decât cei pe care îi numim căprui. Cred că avea 25-26 de ani și după felul în care vorbea, după atitudine și după haine, aș fi tentat să deduc, a trăit întotdeauna în sânul claselor privilegiate. Un bărbat frumos, blând în aparență, puțin melancolic, probabil spaniol sau sudamerican. Ce să fac acum? Dacă nu le cunosc numele, nu le pot completa fișa medicală. Ori, după toate aparențele, este vorba despre o agresiune criminală. Ai crezut ce ți-a povestit bărbatul? Pe moment nu m-am gândit. Explicația lui mi s-a părut bizară abia când m-am pomenit cu biroul pustiu apoi așteptându-te pe dumneata după ce ți-am telefonat. Megre se uită cu atenție la glonț. Probabil a fost tras dintr-un revolver de calibrul 6.35, o armă periculoasă doar de la mică distanță și lipsită de precizie. Așa se explică rana. Glonțul a atins oblic spatele zgâri în pielea câțiva centimetri înainte de a pătrunde suficient ca să se oprească între două coaste. Femeia ar fi în stare să ajungă departe așa cum e? N-aș putea să spun. Mă întreb dacă înainte de a veni aici n-a luat un sedativ oarecare, pentru că n-a reacționat aproape deloc, deși rănile superficiale sunt deseori cele mai dureroase. Ascultă, pardon, voi încerca să mă ocup de ei, mormăi megre ridicându-se. Mâine dimineață trimite-mi un raport în care să repesc tot ce mi-ai spus. Nu voi avea necazuri. Ești obligat să ajuți orice persoană aflată în pericol, nu? Și-a din nou pipa, apoi-și puse mânușile și pălăria. Te voi ține la curent. Ieși în aerul rece de afară și privind fix zăpada strânsă lângă case, făcu vreo sută de metri fără să zărească pete de sânge sau urma vreunei căzături. Apoi, făcând cale întoarsă, traversă piața Leon Blum și intră în postul de poliție la parterul primăriei. Îl cunoștea de ani de zile pe brigadierul de mari care era de serviciu. Salut de mari! Acesta, surprins de apariția neașteptată a șefului de la brigada criminală, se ridică de pe scaun cu un aer stânjenit, pentru că cita o carte cu benzi desenate. Salut, Luvel! Sergentul Luvel făcea cafea pe o spirtieră. Spuneți-mi, n-ați auzit nimic în urmă cu vreo oră? Nu, domnule comisar, ca o pușcătură la vreo sută de metri de aici. Nimic, între 1 și 1 și 10. În ce direcție? Bulevardul Volter spre piața Republicii. O patrulă formată din doi oameni, sergenții Matis și Bernier, a ieșit chiar atunci, exact la ora 1, și a pornit pe Bulevardul Volter, pe care l-a străbătut probabil până la strada Amelot. Unde se află momentul ăsta? Brigadierul aruncă o privire la ceasul electric. În zona Bastiliei, dacă n-au intrat deja pe strada Rochet. Cei doi sergenți se vor întoarce la ora 3. Vreți să încercăm să luăm legătura cu ei? Nu. Chiamă-mi un taxi. Mă sun la poliția judiciară când se întorc. Brigadierul dădu două-trei telefoane până când găsi un taxi liber. Megrez sună apoi acasă. Să nu-ți faci griji dacă mă întorc abia în zori. Sunt la comisariatul din cartier. Aștept un taxi. Nici vorbă. N-are niciun amestec în ce s-a întâmplat. Trebuie să mă ocup totuși chiar din noaptea asta. Nu, n-am căzut. Ne vedem mai târziu. Taxiul trecu pe lângă camionul cu sare care înaintea încet și abia dacă întâlniră trei mașini înainte de a ajunge la poliția judiciară, unde omul de la intrare părea încremenit de frig. Sus îl găsi pe Lucas împreună cu inspectorii Jusio și Lurti. Restul clădirii părea pustiu. Bună seara, copii! Mai întâi, telefonați la toate spitalele și la toate clinicile private din Paris. Aș vrea să știu dacă în noaptea asta, după ora 1 și jumătate, s-au prezentat două persoane, un bărbat și o femeie. E posibil ca femeia rănită la spate să se fi prezentat singură, să vă spun semnalmentele. Și se strădui să repete ce-i spusese pardon. Începeți cu cartierele din estul orașului. În timp ce inspectorii se grăbeau să telefoneze, comisarul intră în biroul lui, aprinse lumina, apoi își scoase pardesiul și fularul gros tricotat. Nu credeam povestea focului de armă tras dintr-o mașină care trecuse pe lângă trotuar. Așa procedau gangsterii, iar el nu văzuse niciodată un gangster înarmat cu un revolver de calibrul 6.35. Mai mult decât atât, fusese tras un singur foc de armă, lucru destul de rar într-o astfel de agresiune. Ca și pardon, Megre era convins că bărbatul și femeia se cunoșteau. Nu era o dovadă faptul că plecaseră fără să sufle o vorbă, ca niște complici, profitând că medicul zăbovea câteva clipe în micul cabine de consultații. se întoarse la cei trei inspectori care aproape că ajunseseră la capătul listei. Nimic? Nimic, șefule! Sună el însuși la polis, secur. N-ați primit niciun apel pe la unul dimineața. Nimeni n-a semnalat o împușcătură. O clipă să intre pe colegi. Apoi, după câteva minute, doar aruncă era și un tip înjunghiat într-un bar din port d'Italie, cereri de ambulanțe pentru picioare și brațe rupte. Acum, când majoritatea oamenilor au ajuns acasă, e mai liniște, dar încă mai avem un apel cam odată la 10 minute. Închise. Luca se l chemă aproape imediat alături. La telefon, șefule! Era de mari de la comisariatul din arondismentul 11. Patrula s-a întors din aur. Matis și Bernie n-au văzut nimic normal și semnalează doar câteva căderi din cauza poleiului. Totuși Matis a remarcat o mașină Alfa Romeo roșie, care staționa în fața la numărul 76 Bis, pe Bulevardul Voltaire și chiar i-a spus colegului, De una ca asta am avea nevoie să ne facem rondul." Cât era ceasul? Între 1 și 5 și 1 și 10." Matis, care am îngăia capota, observa că încă mai era caldă. Cu alte cuvinte, bărbatul și femeia tocmai intraseră în imobil, unde sunaseră la ușa medicului la 1 și 10." De unde cunoșteau adresa lui Pardon? Matis, întrebat, răspunsese că nu zărise nicio femeie bătrână pe toată lungimea bulevardului. De unde veneau cei doi? De ce se opriseră tocmai pe bulevardul Voltaire, aproape în fața unei comisaria de poliție? Era prea târziu ca să alerteze mașinile de patrulare, pentru că mașina roșie avusese tot timpul să ajungă la destinație. Megre mormăia, încruntat, trăgând scurt din pipă, iar Lucas încerca să ghicească ce-și spunea. Niște străini!" tip spaniol. Femeia n-a vorbit. Pentru că nu știe franceza? Tip nordic. Dar de ce bulevardul Polter? Și de ce pardon? Asta îl deranja cel mai mult. Dacă cei doi trăiau la Paris, atunci însemna că locuiau în cartierele elegante, iar medici găsește aproape pe toate străzile orașului. Dacă focul de armă fusese tras într-un imobil, de ce nu chemaseră un doctor în loc să o poarte pe pe străzi la minus 12 grade Celsius? Dacă locuiau temporar într-un mare hotel, improbabil. Zgomotul unei împușcături trece rare ori neobservat. De ce te uiți așa la mine?" Îl întrebă el brusc pe Lucas, căruia părea să-i descopere abia atunci prezența în fața lui. Aștept să-mi spuneți ce să fac. Crezi că eu știu? Și zâmbi de propria atitudine. E o poveste dubioasă și mă întreb de unde să încep, ca să nu mai spun că am fost trezit de soneria telefonului dintr-un coșmar. Vreți cafea? Tocmai am băut. Un bărbat de tip spaniol și o femeie cu înfățișare de nordică sună la ora 1 și 10 dimineața la ușa prietenului meu, pardon. În timp ce istorisa întâmplarea cu un aer posac, îi descoperea punctele slabe. Focul de armă n-a fost tras într-un hotel, nici pe stradă, așadar într-un apartament sau o casă particulară. Credeți că sunt căsătoriți? Am impresia că nu, fără să fiu în stare să spun de ce. Dacă și-ar fi chemat medicul lor cu condiția să aibă unul, acesta ar fi fost obligat să anunțe poliția. Cel mai mult îl intriga faptul că l-a să pe pardon medic modest de cartier. Îi luase numele la întâmplare din cartea de telefon. Femeia nu e la niciun spital, la nicio clinică. Pardon i-a propus să împrumute un halat de baie al soției sale pentru că avea combinezonul și rochea murdare de sânge. A preferat să-și îmbrace hainele. De ce? Lucas deschise gura, dar comisarul dădea deja propriul răspuns. Pentru că aveau intenția să fugă. Nu pretind că e un raționament strălucit, dar stă în picioare. Majoritatea drumurilor sunt aproape impracticabile, mai ales când ai o persoană rănită în mașină. M-am gândit și eu la asta. Sună-l pe broker la Orly. Dacă nu-i, dă mi pe idiotul lui de ajun, căruia nu-i rețin niciodată numele. Broker, un alsacian care își păstrase accentul, era comisar special la aeroport. Nu era de serviciu și răspunse adjunctul. Aici comisarul adjunct Maratieu. Aici megre mormâi șeful brigăzii criminale, iritat de vocea afectată a interlocutorului său. Ce pot să fac pentru dumneavoastră, domnule comisar?" Încă nu știu. Câte plecări în străinătate ați avut de la ora două sau mai curând? Două și jumătate dimineața. Numai două. Un zbor spre Amsterdam și altul spre India via Contrin. De 40 de minute plecările au fost suspendate din cauza poleiului care acopera cu pistele. Ești departe de parcare? Nu foarte departe, dar nu e ușor să mergi afară tot din cauza poleiului. Fi amabil și du-te totuși să vezi dacă e acolo o mașină Alfa Romeo roșie. Aveți numărul ei? Nu, n-ar trebui să fie chiar atât de multe mașini Alfa Romeo roșii în parcarea aeroportului la ora asta. Dacă e, întreabă pe inspectorii care verifică pașapoartele dacă au văzut trecând un cuplu cu semnalmentele și repete ceea ce le spusese deja lui Lucas și celorlalți doi. Sună-mă cât poți de repede la poliția judiciară. Apoi dând din numeri, adăugă întorcându-se spre Lucas. Nu se știe niciodată. Era o anchetă ciudată și s-ar fi spus că Megren o lua chiar în serios, că se implica în ea cam așa cum te-ai strădui să rezolvi un rebus. Probabil că Maratio e furios, remarcă Lucas. El, care e întotdeauna pus la patru ace și își dă aere de mare șef, să fie trimis să nuate prin zăpadă și să facă echilibristică pe ghețuși. Trecură aproape 20 de minute înainte ca telefonul să sune. Megre spuse celorlalți. Aici, comisarul adjunct Maratieu. Și chiar asta auzi în receptor. Ai găsit mașina roșie? Eu Alfa meu roșie în parcare cu număr de matriculare în regiunea în Încuiată? Da. Un cuplu care corespundea descrierii pe care mi a transmis-o a plecat la ora 3 și 10 cu avionul de Amsterdam. Ai numele? Inspectorul care i-a verificat nu le mai ține minte și amintește doar de pașapoarte. Bărbatul avea un pașaport columbian și femeia un pașaport olandez. Ambele pașapoarte purtau numeroase vize și ștampile. La ce oră ar trebui să ajungă la Amsterdam? Dacă nu au întârziere pe drum și pista e practicabilă, vor ateriza la 4 și 17 minute. Era 4:22. Probabil că cei doi tocmai prezentau pașapoartele și treceau prin vamă. Oricum, mai ales în stadiul în care se afla încheta în acel moment, Megre nu-și putea permite să se adreseze direct poliției de pe aeroportul olandez. Ce fac, șefule?" Nimic. Aștept să-ți vină schimbul. Iar eu o să mă duc la culcare. Noapte bună, copii. Apropo, poate unul dintre voi să mă duc acasă?" După jumătate de oră, comisarul dormea adânc lângă soția lui. Există cazuri care se prezintă de la început într-o lumină dramatică și care beneficiază imediat de titluri scrise cu litere de șchioapă pe prima pagina ziarelor. Altele, banale în aparență, sunt menționate doar prin 3-4 rânduri în pagina a șasea, înainte să se bage de seamă că un simplu fapt divers ascunde în realitate o dramă purtând pe cetea misterului. Megre lua micul dejun în fața soției sale lângă fereastră. Era 8 și jumătate dimineața și ziua era atât de mohorâtă încât lăsaseră toate lămpiile aprinse. Nu dormise destul, așa că se simțea greoi, cu mintea amorțită, plină de gânduri confuze. Pe geamuri rămăsese chiciură în colțuri și și amintea că atunci când era copil făcea acolo desene sau își scria inițialele. Își mai amintea și senzația ciudată, puțin dureroasă și plăcută totodată, când pelicula subțire, rece ca gheața, îi intra sub unghii. După trei zile de ger, începuse să ningă, iar casele și antrepozitele de pe cealaltă parte a bulevardului, abia dacă se mai zăreau. Nu ești prea obosit? Încoceașcă de cafea și voi fi în formă. Fără să vrea, încerca să-și imagineze acel cuplu de străini eleganți care se-i viseră, Dumnezeu știe de unde, în cabinetul unui modest medic de cartier. Pardon intuise imediat că făceau parte dintr-o lume diferită de-a lui, de cea a comisarului, de cartierul Picpus unde locuiau amândoi. Megre trebuie să se ocupe de mai multe ori de personaje asemănătoare, care s-ar fi simțit la fel de largul lor la Londra, la New York sau la Roma, care circulau cu avionul, așa cum ceilalți circulau cu metroul, stăteau în hoteluri de lux, unde își regăseau, în orice țară, obiceiurile și prieteni și formau un fel de francmasonerie internațională. Nu numai cea a bogaților, ci și cea a unui anumit fel de viață, a anumitor atitudini, ba chiar a unei anumite morale diferite de morala muritorilor de rând. Cu ei, Megre nu se simțea niciodată complet în largul lui și stăpânea cu greu o iritare ce ar fi putut fi luată drept invidie. La ce te gândești? La nimic. Nu era conștient că o gândea. Rămânea oarecum absent și tresări când auzi soneria telefonului. Era nouă fără un sfert și urma să se ridice de la masă ca să-și îmbrace pardesiul. Alo? Aici Lucas. Lucas, care trebuia să părăsească serviciul la nouă. Am primit un telefon de la comisarul Manicle din arondizmentul 14, șefule. Un bărbat a fost ucis noaptea trecută într-o vilă de pe Avenue du Parc Monsori. Un anume Naur, un libanez. Femeia de serviciu l-a descoperit la ora 8 când s-a dus să-și înceapă treaba. La poanta a venit? Cred că-i aud pașii pe culoar. O clipă, da, el e. Spune-i să vină să mă ia cu o mașină. Anunță-l pe manicle că sosesc cât pot de repede. Tu du-te la culcare. Mulțumesc, șefule. Megre repetă cu glas căzut. Naur, naur, al străin. Cuplul de noaptea trecută era format dintr-o olandeză și un columbian. Acum, acest naur și orientul apropiat. Un nou caz, îl întrebă soția lui. O crimă se pare într-o vilă de pe avniu du Parc Monsori. Își puse fularul gros la gât, îmbrăcă pardesiul și își luă pălăria. Nu aștept să ajungă la puant. Simt nevoia să iau aer câteva minute. Astfel, la poante găsi pe marginea trotuarului. Megrese strecurând, mica mașină neagră. Ai adresa exactă?" Da, șefule. E ultima casă înainte de parc, o casă cu grădină în jur. Se pare că n-ați dormit prea mult azi noapte." Circulația era lentă, anevoioasă. Ici colo, câte o mașină care derapase era rămasă de-acurmezișul drumului, iar pe trotoare pietonii mergeau cu mare grijă. Sena era de un verde întunecat, presărată cu sloiuri de gheață, care alunecau alene pe firul apei. Oprirea în fața unei vile cu parte din parter construită numai din sticlă. Imobilul părea să dateze din 1925-1930, când un anumit număr de case ultramoderne pe atunci fusese ridicate în unele cartiere din Paris, îndeosebi la Otoi și în Montparnasse. Un agent de poliție care se plimba prin fața vilei îl salută pe comisar și îi deschis o poartă de fier care dădea acces într-o mică galerie unde se înălțau un copac desfrunzit. Cei doi străbături aleia urcară cele patru trepte ale peronului și găsiră pe coridor al polițist care i conduse în studio. Manicle se afla acolo împreună cu unul dintre inspectorii lui. Era un bărbat mic de statură, uscățiv și mustăcios, pe care Megrel cunoștea de mai bine de 20 de ani. Dă dură după care comisarul de poliție arătă spre cadavrul care zăcea în spatele unui birou de mahon. Femeia de serviciu, anume Louise Bodin, ne anunța prin telefon la 8 și 5, și începem în fiecare zi serviciul la ora 8. Locuiește la doi pași de aici, pe strada Sengotar. Cine e Naur? Felix Naur, 42 de ani, cetățean libanez, fără ocupație. A venit aici acum șase luni și a închiriat casa mobilată de la un pictor care a plecat în Statele Unite. În încăpere era foarte cald, în pofida geamurilor imens acoperite parțial de chiciură, ca și cele ale apartamentului lui Megre. Perdelele erau trase în lături când ai venit, nu, după cum vezi, sunt perdele groase, căptușite, ca să nu intre frigul. Medicul n-a venit. A trecut mai adine medic de cartier și a confirmat decesul, care e mai mult decât evident. Am anunțat medicul legis, pe care îl aștept din moment în moment să apară, odată cu parchetul. Megre se întoarse spre la poant. Sună-l pe Moer să vină imediat cu oamenii lui de la identitatea judiciară. Nu, nu de aici. Ar putea fi amprente pe telefon. Găsești un bistrou sau un telefon public prin apropiere. Își scoase pardesiul și fularul, pentru că după noapte în care a dormit atât de puțin, căldura la mețea. În încăperea mare, podaua era acoperită cu o buchetă de un albastru deschis, iar mobila, deși disparată, era de bun gust și de valoare. Dând o col biroului Empire, ca să vadă mortul mai de aproape, comisarul zări lângă mapa de pe birou o fotografie în ramă de argint. Era poza unei femei tinere, foarte blondă, un zâmbet trist care avea lângă ea o fetiță de trei ani și pe genunchi un bebeluș cam de un an. Încruntat, apucă rama ca să vadă fotografia mai de aproape și zări o cicatrice care pornea de la ochiul stâng și pe o distanță de doi centimetri se îndrepta spre ureche. E soția lui? Presupun, am pus pe cineva să caute în registrele noastre. E înscrisă cu numele Evelina Naur, născută Viemers, originară din Amsterdam. E în casă? Nu, am bătut la ușa ei, n-a răspuns nimeni, așa că am deschis. În cameră era oarecare dezordine, dar patul arăta neatins. atins. s-a plăcă peste cadavrul gemuit, căruia vedea doar jumătate din față. După câte putea să-și dea seama, fără să deplaseze nimic, un glon spătrunse în gât, secționând carotida, astfel încât pe covor era o adevărată băltoacă de sânge. Nauri era mai curând scund, grăsuț și avea o mustață mică și neagră. Începuse să chelească. Pe mâna stângă, foarte îngrijită, purta o verighetă, iar cu mâna dreaptă încerca să zadarnic să oprească sângele. Știi cine locuiește în casă?" Am interogat-o doar succint pe femeia de serviciu, fiindcă am preferat să te ocup personal de asta." Apoi le-am cerut secretarului și cameristei să rămână sus, unde unul dintre oamenii mei nu-i lasă să comunice între ei." Unde e această doamnă Bodin?" În bucătărie, Sochem, dacă vrei." La pont intră și spuse, Gata, șefule, vine și Moers." Apoi intră lui Zbodin cu un aer încăpățânat și o expresie sfidătoare, Megre cunoștea genul acela, genul majorității femeilor de serviciu din Paris, femei care au suferit, pe care viața nu le-a cruțat și care fără speranță așteaptă o bătrânețe și mai grea. Atunci se năspresc și suspicioase, urăsc lumea întreagă pentru necazurile lor. Vă numiți Louise Bodin?" Da, doamna Bodin." Rossi s-a păsat cuvântul doamnă, care era în ochii ei ultimul vestigiu al demnității sale de femeie. Hainele i atârnau pe corpul slab, iar privirea ochilor săi negri era atât de intensă, încât avea un fel de înfrigurare. Sunteți căsătorită? Am fost. Soțul a murit. Dacă vreți neapărat să știți, el a fresne și e mai bine așa. Megre preferă să nu întrebe de ce ajunsese soțul ei la închisoare. Lucrați de mult timp în această casă. Mâine se împlinesc cinci luni. Cum ați ajuns aici? În urma unui mic anunț, înainte lucram o oră aici, o dimineață sau o după amiază acolo, Femeia rânjit, întorcând capul spre cadavru. Noroc a scris în anul, în slujbă stabilă. Nu dormeați aici? Niciodată. Plecam acasă la 8 seara și reveneam a doua zi la 8 dimineața. Domnul Naur nu avea nicio ocupație? Trebuie să se fie ocupat cu ceva de vreme ce avea un secretar și stătea te cu nasul în hârtii. cine e acest secretar? Un tip din țara lui, domnul Fuad. Unde se află în acest moment? Ea se întoarse spre comisarul de cartier. În camera lui. Vorbea cu o voce agresivă. Nu-l prea simpatizați? De ce l-aș simpatiza? A sosit dimineața la opt. Ați intrat imediat în această încăpere? Mai întâi m-am dus la bucătărie ca să pun apă la încălzit pe aragaz și să-mi așez haina în dulap. Apoi ați deschis ușa acestei încăperi? Întotdeauna începeam cu această cameră. Ce ați făcut când ați văzut cadavrul? Am telefonat la comisariat. Fără să-l anunțați pe domnul Fuad? Fără să anunț pe nimeni. De ce? Pentru că mă oferesc de oameni îndeoseb de cei care locuiesc în casa asta. De ce vă feriți de ei? pentru că nu sunt normali." Ce vreți să spuneți? Ea dădu din numeri și răspunse. Eh, știu eu, nimeni nu mă poate împiedica să am o părere proprie, nu-i așa? În așteptarea poliției, ați urcat să-l anunțați pe secretar? Nu, m-am dus să-mi fac cafeaua în bucătărie, că nu am timp să o beau dimineața la mine acasă. Domnul Fuad n-a coborât? Rare, ori coboară înainte de zece. Dormea? Dar vă repet că n-am urcat. Și camerista? E camerista doamnei, nu se ocupa de domnul. Da, dacă doamna stătea în pat până la prânz și chiar mai mult, de ce n-ar fi profitat și ea? Cum o cheamă? Neeli nu mai știu cum. Ea am auzit odată sau de două ori numele de familie, dar nu l-am reținut, că eu un nume olandez. E o olandeză ca doamnă. Nici pe ea nu o simpatizați? Dar e o crimă? Văd din fotografia asta că doamna are doi copii. Se află în casă? N-au pus niciodată piciorul în casă. Unde locuiesc? Undeva pe coasta de azur cu dădaca lor. Părinții se duceau deseori să-i vadă? A, n-am călătoreau mult, aproape întotdeauna separat, dar nu i-am întrebat eu unde se duceau. Camioneta identității judiciare o prin fața grădinii, și Muers intră împreună cu colaboratorii lui. Domnul Naur primea multă lume. Ce înțelegeți prin primea? Își invita prietenii la prânz sau la cină? În orice caz, nu de când sunt eu aici. De altfel, de cele mai multe ori lua cina în oraș. Și soția lui și ea, împreună. Nu i-am urmărit niciodată. Primeau vizite ori domnul primea pe cineva în biroul lui. Un prieten? Nu ascult pe la uși. Aproape întotdeauna străini oameni din țara lui cu care vorbea într-o limbă pe care eu nu o înțeleg. Domnul Fuad asista la aceste întrevederi? Uneori, dar alteori nu. O clipă, Moers. Nu puteți începe înainte de sosirea medicului legist. Mulțumesc, doamnă Bodin. Vă rog să rămâneți în bucătărie și să nu vă ocupați de nimic până nu-și va face treaba poliția. Unde se află dormitorul doamnei Naur? Sus, la primul etaj. Domnul Naur și soția lui ocupau același dormitor? Nu, apartamentul domnului e la parter, de cealaltă parte a culoarului. Nu există sufragerie. Studioul servea drept sufragerie. Vă mulțumesc pentru colaborare. Nu aveți pentru ce? Femeia a ieșit cu demnitate. O clipă mai târziu, megre urca scara acoperită cu un covor de același albastru de lavandă, ca și cel din studio. Manicle și la pont veneau în urma lui. Pe palierul primului etaj găsiră un inspector din cartier, în civil, care își fuma țigara cu resemnare. Camera doamnei Naur? Da, aceasta exact în față. Încăperea era spațioasă, cu mobilă Ludovic al XVI-lea. Patul era nedesfăcut, dar în cameră domnea o oarecare dezordine. O roche verde și lenjerie zăceau pe covor. Ușile șifonierelor erau larg deschise, ducându-te cu gândul la o plecare precipitată. Câteva umerașe goale, dintre care unul pe pat și altul pe un fotoliu tapițat cu mătase, păreau să indice că hainele fuseseră luate în mare grabă și înghesuite într-o valiză. Megre deschise la întâmplare câteva sertare. La poant, cheamă-te, rog, pe cameristă. După câteva minute, o femeie tânără poară pe la fel de blondă ca doamna Naur, cu ochii de un albastru uimitor de deschis, își făcu apariția în cadrul ușii, urmată de la poant. Nu purta un hala de lucru, nici rochea neagră și nici șorțul alb tradiționale, ci un taior de tuit destul de mulat pe corp. Era o olandeza tipică de pe cutiile de cacao și nu i lipsea decât boneta cu două colțuri specifică țării sale. Intrați, stați jos! Chipul ei era lipsit de expresie ca și cum n-ar fi înțeles ce se întâmpla, nici cine erau acei oameni din fața ei. Cum vă numiți? Ea scutură din cap, dar deschise totuși puțin gura ca să spună. Nu înțelege! Nu vorbiți franceza?" I-a făcut semn că nu. Doar olandeză?" Megreș imagina deja complicația de a găsi un traducător. English tu!" Vorbiți engleza?" Yes!" Puțină engleză pe care o știa Megre nu era de ajuns pentru un interogatoriu poate important. Vreți să traduc șefule?" Îi, cu, îi propuse cu timiditate la puant. Comisarul se uită la el surprins, deoarece tânărul inspector nu-i spusese niciodată că știe engleză. Unde ai învățat-o?" O studiezi de zi de un an. îi priva rând pe rând. Când îi se punea o întrebare, nu răspundea imediat și aștepta să înțeleagă bine ce i se spusese. Nu era o circumspecție agresivă, ca la femeia de serviciu, ci mai curând un fel de nepăsare naturală sau dobândită. Afișau oare intenționat o inteligență cu mult sub cea de medie. Chiar și în engleză frazele păreau că ajung cu greu la creierul ei și răspunsurile erau scurte, elementare. O chema Veltui, avea 24 de ani, se născuse în Friesia, în nordul Olandei, de unde încă de la vârsta de 15 ani plecase la Amsterdam. A intrat imediat în serviciul doamnei Naur, la poant formulă întrebarea și a obținut drept răspuns doar NO. Când a devenit servitoarea ei? Acum șase ani. Cum? În urma unui anunț a într-un ziar din Amsterdam. Doamna Naur era deja căsătorită? Da. De când? Nu știe. Megreș păstra cu mare greutate calmul, deoarece doar cu da și nu, sau mai curând cu no și yes, interogatoriul putea să dureze mult timp. spune că nu-mi place să fiu luat drept idiot. La poan genat traduse, iar tânăra se uită la comisar cu o ușoară surpriză, ca să-și reia apoi foarte repede aerul de totală indiferență. Două mașini negre se oprire la marginea trotuarului și megre mormăi. Parchetul. Rămâi cu ea. Încearcă să afli cât mai multe.